Păi, prima oară l-am montat la Reduta și asta s-a întâmplat pe undeva prin ianuarie, februarie. Și de atunci am tot mers cu el. De unde e ideea? Păi, noi vara tot citim texte și când începe școala, alegem care ni se pare cel mai bun. Cum a fost să joci rolul unei părinte? Foarte greu, pentru că nu am un copil și e foarte greu să pui, când tu nu simți dragostea unei mame, dragostea unei mame. Și da, a fost interesant cu documentare și cu tot, adică am aflat foarte multe chestii pe care nu le știam înainte și poate să fiu o mamă mai bună așa. Ai avut vreo sursă de inspirație? În primul rând am vorbit foarte mult cu fata aceea de care am spus mai înainte. Foarte multe filme pe care le-am văzut cu subiecte de consumatori de Xanax și foarte multe filme și documentare despre femei și fete însărcinate și cu ce se, cum se simt și care sunt trăirile lor. Deci astea ar fi, să zicem, sursele de inspirație. Cine vă coordonează? Ne coordonează doamna Anca Băcanu Maria.